Dacă pui orice român să spună câteva lucruri despre lipoveni, îți va spune invariabil pește, vodcă și caiac canoe. Sigur, este un mod destul de superficial de a privi lucrurile, având în vedere că această comunitate are mai bine de 300 de ani de când s-a stabilit aici, în România. Așa că nu am întrebat un român, ci un francez și un neamț. Dar întâi de toate, i-am trimis în prospecție în comuna Carcaliu, un loc plin de istorie și povești fascinante. This is not a highway, is it? Is the highway? This is the Tatra highway. Is the highway for the tractor? Yeah, okay, it is. Bună ziua, domnule, ce faceți? Cred că noi a pierdut drumul un pic. Păi la noi s-a întâmplat tot timpul asta. Noi trebuie să mergem la Salcâmilor 159. Salcâmilor. Salcâmilor. Carcaliu? Da. Se cheamă Salcâmilor? Salcâmilor. 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 Carcaliu? Da, în Carcaliu. Poate Aghei, Simeon sau... Deci, întrebați de domnul Aghei. Domnul Aghei. Aghei. Ok. Salcâmilor. E comună sau ce e? Da, pe la uliță, soiul, cum îi zvai? Cernoi. Aia Salca și Salca... Salcâmilor, cum îi zvai? Dar strada Salcâmilor 520. Mai pronunțat o dată. Salcâmilor. Salcâmilor. Aici e scris. Ah, Salcâmilor, mă. Nu am pronunțat bine, mai scuzat. Ça va bien? Bună ziua. Bună ziua. Samuel. Aghei. Și el este Frank. Frank? Aghei. Dar el nu vorbește român. Frank, hai. Samuel. Bună ziua! Ce faceți? Hello! Mâini, da, ați vinitați. Da. Bună ziua, Samuel! El este Frank. Câte una mică, mie. Păi normal. Să avem curaj. Normal. Există wine. Nu. Nu. It's how to say like apa de suflet, pot? Apa de suflet. Division. Ah, noroc și numai bine. Da. Noroc. Bine ați venit până la noi. Mulțumim. O dată? O dată, de două ori, cât vrei. Și asta ce gătim? Și noi ce învețăm? Pampușchi. Da. Cu brânză, cu sâr. Asta e tradițional de la voi. Da. Măi, prima dată încălzim laptele, că e rece. Asta e tradițional rus, nu? Rus, da. Și voi asta preparat îl facem tot timpul, o e mai mult de sărbători, da? Când vin copii, când... Și din ăsta un pic acru. Ce asta e? Tot lapte. A, lapte. Lapte de acru. Is the milk also, but the strong one? Yaourt. Yogurt. Yes, yogurt. L-am făcut eu. It's homemade. Mama, e foarte bună. Homemade, it's very good. Și acum ce facem? Punem drojdie. Mult? Nu, aici o să fie vreo 2 kg de făină. Da? Da, trebuie un pic și drojdie. Nu mult, la 1 kg de făină merge, 50 de grame. And now she put the flavor. And this is the recipe. Un pic zahăr trebuie să punem. Noi ai luat curaj înainte cu... Dar și eu am luat curaj, n-ați văzut? Așa, lăsăm acum un pic să dospească. Ok. Un pic să înceapă să crească, după aia pun ulei, unt un pic, ouă. Deci la 2 kg de făină bag 6 ouă. Da. Și bronza aproape? Oh, da. A, și după băgam ouă deasupra brânză. Asta le pui acolo, la... Punem acolo, lasă ea un timp, începe să... Să crească. Să crească, după aia terminăm totul. Bun? Good. Good, da? Mai. Asta mai uscat, să mai punem și să amestecăm. This one is more dry. Okay. Is it homemade now? Is it pork? and she played it 1,000 times already. Yeah. Million, I think. Million times. If she has 70 years. Acum încălzim. E foarte mulțumit să fii aici cu voi, să înveți să faci roset, da. Vezi, a început să crească. Da, din statul grob. E ok? Dacă vrei să te ajut. Nu. Bag tot odată? Hey, you look nice, huh? Is this tradition? You're a little princess, are you? Princess? Yes. Yes. A început să crească. Da. Tania, trivaniliu faci? Da, asta e dur, da. Se poate să fie și sarat? Nu. Mai mult dur. Punem cam o cană, ne ce măsurăm, Tania? Bag-o și îl put la mâncă. Așa, punem. O litră. Bă, da, unt. Asta e unt. Unt topit. Nihai. Ia mai uită pe Da. Acum începem cu mâna. In my mind, all it's mixed, you know, with the French and all, e un balamuc acolo. This is the secret. This is the secret, the change in recipe. La Kaufland fac cu mixer, nu voi la bucătărie, noi cu mâna. Mixer n-avem. Cu mușchi. Cu mușchi. Și mușchi car. Și asta e mâna de bătaie. Și trebuie să amestecat mult. Când se deslipește? Când se... Nu, vezi, încă mai este. And then at the end it goes in the oven. Mister, don't ask me, I don't know. You are like a kid, you have to wait. Mai luați o pauză. Un pauză de curaj. Da. Un peu de curaj. Curaj. Noroc again. Yes. Vreți ceva mai tare? No. Am și tare. No. You want more strong also to test? No. Doamna, mulțumim. But don't forget, Pampușchi. Pampușchi. E făcută din coajă de nucă și tatăl a macerat 70 de zile. Nu, puțin, a? Mulțumim! Are, mulțumesc! Mulțumesc! Șef, mulțumesc! Mulțumesc! Noroc! Să vă fie de bine! Și sănătos! Noroc! Amândoi sunt foarte buni! Da? Nu fi copii, nu be kids, bă, fi bărbat. Trebuie mâncat ceva. Să lași breakfast. Oh, is it more comfortable for the dough? Don't be the contact because it's too cold also. Ok, asta cald. Asta vareniki facem, acum facem. Vareniki. Da. Și ce este ouă? Ca să punem ouă și făină și apă. Da. Dar bunica mea nu știu să gătești nimic, dar lui e incredibil. Și am amintire de miros și de gust incredibil. Și eu când am fost mic, ce m-a plăcut cu bunic, el tot timpul băgam cuburi de zahăr la coniac pentru mine și după masă mâncăm. O cană de făină și ajunge. Și aici câte ouă a băgat aici? 6. Vareniki facem, dar numai făină, ouă și apă. Aici e bronza și ouă, nu? Da, și cu brânzare. It's just pure cuisine. Yes. Pure kitchen. Yeah. Există pasta, nu? It's the Chinese one, gyoza. Can we help you now? I want to make one. Yeah? So, okay. Now we start cooking, everybody together. Меньше сырку, а я те большие мои. Если моли, ну, Таня. На, это один это мой узкот. Gata, ajunge. Okay. French butter, of course. Of course. Vareniki, vareniki. Vareniki, vareniki. Da. Vareniki. It looks good to me, yeah? So then it's finished now, yeah? Donc smontana or no. Half a kilo butter, half a kilo creme fraiche. It's like in Bretagne. It's like it's for you work in the forest the whole day. Yeah. Ne apucăm din Pampușchi. Ce bun tot! Am umflat, ha? Wow, ha? It was earlier days, it was this small, ha? E pufos acum. That's big yeast, ha? Nice, ha? It's like me. Yeah? It's like me as well. It's full of yeast, it's bigger and bigger and bigger, every single day. Poți să te ajut? Yeah? Dacă vreți. Ancoș? Have to make like this, like the baguette. Curaj! Un pic de curaj. Păi da. Revine acum. Un pic de curaj. Curaj? Curaj, gaină, că mâine te tai. Că mâine te tai. Mulțumim! Cu plăcere! Ale, noroc! Mulțumim! Sănătate! Noroc! Nazdlovie! Aoleu, curaj! La lipoveni a fost și un experiență foarte bine, din cauza că sunt comunitate și ruși. Și eu, nu știu de ce, mă împrietenesc tot timpul cu băiat de acolo. Și el mi-a zis tot timpul, Sam, vin la curaj. Și eu nu am înțeles ce este curaj. Din cauza la mine, curaj este apa de suflet. Și bem așa o țuică și ne facem fericit. Dar asta sunt un moment incredibil, din cauza că noi, cum se zice în engleză, servim. El se bucură că noi vinem acolo, sunt un pic oameni de la televizor. Dar pentru mine asta nu e foarte important. Ce este cel mai important? Servim între noi. El gătește pentru noi și noi vorbim. Și din cauza asta eu va să fiu și mai bun după. Asta pentru mine este foarte important. Aici e ulei, nu? Ulei. Ok, oil. There we do. Pico, no? Thank you. Zero. Zucchero. And then in middle. Zucchero. Ok. Chef. 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 Chef, grandi. Yeah? Grandi. Grandi chef. Că voi, specialiști. Eu nu, francez. Frank, te rog, s'il vous plaît, please. Oh, another one. Eu aș vrea, I will make this one. Cu smochine. Pune. Tak, tak, matcă de... Da, este. Hai să punem aici în urmă. Aici adunam. Hai, gata. Da. Perfecto. Gata, you are hungry, te foame, ha? Yes. Scaune, aduceți și toți... Oh, look at this, huh? Looks beautiful. Yeah, looks beautiful. Pure, pure. And simple. Simple recipe, but very good. I know, but I'm hungry now. I'm really hungry. For you, when you were kids, what is the best recipe? What you remember? What you enjoy always? The potato puree from my grandmother. Or the potato salad, the Bavarian. Mm-hmm. Very tasty. Is it honey? Yes. Prego. Ale? Da? Poftim. Dacă vrei cu mere, murdărești și așa. Ah, bag direct? Buie. Bravo! Și ce temperatură trebuie să fie? Nu tare fierbinte, 180, 280. 200 maximum. Ele sunt și umede. Looks nice, 40 minutes now? Yeah. 30. 30? Să vedeți acum cât sunt de bune. Știu? Trebuie acoperite și făcută rugăciune. A, și cu rugăciune? Dacă un pic, un pic. Astea cu struguri. Foarte frumos. What do you like more? I like the first one, the Pyrox, the little raviolis. Yes. I like them. Vareniki. Yeah, Vareniki. Yeah. Yes. With the cheese inside. Yeah, but this is nice as well. It's like a brioche, you know. We just call it brioche in France as well. Yes, brioche. yes. And it's both tasty, and it's a poor kitchen, but it's in an honest, very honest way. Me, the Vareniki I like. Yeah. It's like I say, I remember when I was kids, it was not with the cheese we put on the top, but it's the taste of the cream and the butter, what you have there, and the texture, you know, and the Pampușchi. Yes, it's like a brioche, but you know, I was a little bit scared because when you put like the fresh fruit like this, or only with sugar, I was thinking a lot of juice they will get out, you know, but it's very croquant. Yeah. Yeah. And the taste inside, it's amazing. And me, the only thing with the cheese, you know, I would like to have more cheese. Can you remember the recipe? Can you do it? Yes, of course. I can do it. I can try at least. I can try. So next we can just go to the next adventure. I can't wait. Yeah, I can wait. Okay, perfect. Одной рукой классик. Это же сомбы, унисон прямодара. Граб, будь ему шалу. Утром рано по воду Маруся, раз-два, три колена черная, девчина саду я выдорвала. Маруся, раз-два, три колена черная, я девчина саду я выдорвала. Попросил казаченька очини, попросил казаченька очинить. Я бы рад казаченька очинить, я бы рад казаченька очинить. Боюсь, будешь ноченьку ночевать, боюсь, будешь ноченьку ночевать. Я не буду ноченьку ночевать, я не буду ноченьку ночевать. Погоркую трошечки, да пойду, погоркую трошечки, да пойду. Горковал казаченька до зари, горковал казаченька до зари. Доколе стала видненько на дворе, доколе стала видненько на дворе. Типы-типы-типочки ко двору, типы-типы-типочки ко двору. Не пущайте перышки по сару, не пущайте перышки по сару. А я те перышки поберу, а я те перышки поберу. Милому подушечку я сощу, милому подушечку я сощу. Браво!